Domnule Fulga, astăzi aș vrea să vorbim un pic despre Asociația de Dezvoltare Intercomunitar Ecomanagement Salubris și să ne spuneți de când a luat ființă această asociație și care a fost scopul. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și așteptam această discuție în contextul actual în care este nevoie să discutăm cât mai des despre problema mediului și protejării acestuia. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris a luat naștere prin voința autorităților publice locale din județul Călăraș, deci a celor 55 de unități administrativ-teritoriale, comune, orașe, municipii, plus județul Călăraș, ca unitate administrativ-teritorială, în anul 2008. A fost înființată cu scopul de a gestiona acest mecanism de monitorizare a colectării deșeurilor de la populație și de la agenții economici, prin infrastructura creată printr-un proiect european, care a fost finanțat prin două mecanisme, odată programul operațional sectorial mediu și a doua etapă prin programul operațional infrastructură mare, prin Ministerul Fondurilor Europene. A fost un proiect în valoare aproximativ 30 de milioane de euro, prin care s-a creat o infrastructură conformă cu legislația europeană, în vederea colectării și eliminării prin depozitarea deșeurilor, astfel încât să protejăm mediul. Gropile vechi, istorice, ale județului Călăraș, care erau active în 2000, după anii 2000, au fost Călăraș, Oltenița, Fundulea și Lehliu Gara. Prin același proiect au fost închise aceste depozite neconforme, a fost creată o infrastructură de preluare și ardere a gazelor astfel încât să nu polueze atmosfera, să nu afecteze nici mediul și s-au asistat depozitarea în aceste locații. Au fost acoperite cu pământ, cu vegetație, astfel în prezent ele nu mai prezintă niciun pericol pentru mediul înconjurător. Lunar suntem verificați la cei de la garda de mediu, se fac probe, se iau probe de sol și de apă de acolo ca să se vadă dacă sunt respectați parametrii. În paralel, a fost construită o infrastructură modernă, un depozit modern pentru deșeuri în centrul județului, pe teritoriul administrativ al Comunei Ciocănești, din acest motiv și Centrul Integrat de Management al Deșeurilor, îl numim Ciocănești. El este foarte aproape de Comuna Vlațepeș, precum și trei stații de transfer, la Călăraș, la Oltenița și la Lehliu Gara. Avem patru zone de operare, a patra fiind de jur împrejurul zonei centrale a CMID-ului. Deșeurile se colectează de către operatorii licențiați care au câștigat printr-o procedură de licitație publică operarea celor trei zone, se colectează la populație și agenții economici, merg în stațiile de transfer deșeurile municipale, deșeurile umede, iar cele reciclabile merg direct la CMID pe stația de sortare a deșeurilor. Pentru că le colectăm, cel puțin în mediul rural, pe două fracții, dar și în mediul urban, în zonele de blocuri, în acele containere, sunt colectate cumva tot în amestec, nu sunt încă separate suficient de bine, ele intră pe această stație de sortare în Centrul Integrat de Management al Deșeurilor, de unde se scot fracțiile separate, plastic, metal, sticlă și așa mai departe. În această asociație sunt prinse toate comunele din județul Călăraș, au existat primării care au refuzat să facă parte din asociație, care ar fi situația? Toate unitățile administrativ-teritoriale din județ și-au dorit și-au făcut parte din asociație. Nu vă ascund că de-a lungul timpului au existat și nemulțumiri față de cum s-a prestat serviciul în ultima vreme sau înainte când s-a întârziat până să înceapă prestarea serviciului și operarea de către cei care au câștigat licitațiile, pentru că a fost un proiect mare, cu construcții, cu o infrastructură foarte mare, au fost proceduri foarte greoaie de licitație și el a început operarea, dacă asociația a luat naștere în 2008, operarea propriu-zis a început 1 octombrie 2017, deci a început după 9 ani de la înființarea asociației. Acesta a fost perioada în care s-a implementat proiectul, de la generarea cererii de finanțare, la obținerea finanțării și la parcurgerea tuturor pașilor necesare pentru închiderea proiectului. Ținând cont că toate primăriile sunt implicate în acest proiect, vreau să vă întreb cum se derulează procesul de colectare? Este un proces de colectare selectivă? Este un proces greoi? Cum se comportă oamenii?
ca orice element nou, este dificil la început, pentru că nu am fost învățați să colectăm selectiv și este dificil să ardem acești pași încercând să ajungem din urmă în civilizația vest-europeană, care fac selectarea asta a deșeurilor de mulți ani. Noi nu am făcut-o. În multe localități din țară, nu numai din județul nostru, colectarea deșeurilor, gunoiul, cum îl denumeam înainte, se făcea cu un tractor cu o remorcă și se îngropa la marginea satului. Am înțeles cu toții că e nevoie să facem o investiție în acest sens pentru a proteja mediul, pentru că protejarea mediului presupune și în sine conceptul de economie durabilă presupune să lăsăm urmașilor noștri un mediu cel puțin la fel de curat cum l-am găsit noi. Adică și ei să poată beneficia de o plimbare în natură, prin pădure și de un aer curat pe care să-l respire. La fel și de surse de apă din sol nepoluate. Ce procent de colectare avem în momentul de față la nivelul județului și dacă ne puteți da exemple de localități cu un procent mai ridicat de colectare și cele de la... În primul rând pentru telespectatorii noastre care sunt interesați, avem un site care prezintă foarte transparent toate datele din procesul de colectare a deșeurilor. Sunt publicate pe site-ul salubriscele.ro și datele de contact al asociației, contractele de delegare, așa cum au fost semnate cu operatorii, împreună cu actele adiționale care au modificat aceste contracte și în privința prestării, modalității de prestare a serviciului, dar și în privința tarifelor, precum și cantitățile. Avem acolo, o să găsiți niște fișiere de acest gen, niște centralizatoare pe fiecare zonă de operare, unde se poate vedea pe fiecare localitate cât s-a colectat, ce cantitate de deșeuri în fiecare lună, separat deșeul de la agenții economici și de la populație, precum și menajeri și reciclabil. Ne-am dorit să fim transparenți pentru a ca cetățenii să aibă acces la aceste date și să le și arătăm că se poate face. Unele localități fac o reciclare, o colectare selectivă mai bună, alții mai puțin bună. Unii au avut un start mai bun, alții i-au prins din urmă în decursul celor aproape 4 ani de când operăm. Din păcate, încă la momentul actual, în Călăraș, precum și la nivelul întregii țări, avem un procent redus de colectare selectivă, adică de reciclabil obținut în urma colectării deșeurilor. Ce trebuie să înțelegem cu toții este că în momentul în care aruncăm deșeurile la oaltă într-un singur recipient, ele vor fi duse direct la celula de depozitare, la groapa de gunoi, unde vom plăti o taxă de peste 200 de lei pe fiecare tonă. Această taxă pe care o plătește operatorul de colectare celui de la groapa de gunoi la depozitare se reflectă până la urmă în tariful pe care îl plătim noi. Dacă colectăm separat deșeurile, deșeurile reciclabile nu mai ajung la groapa de depozitare, la celula de depozitare, intră pe o stație de sortare unde se plătesc doar 38 de lei pe tonă în loc de 200 și care sunt sortate și valorificate, obținem bani din ele. Aceste fonduri pe care le obținem, odată din valorificarea lor ca material și al doilea din relația cu organismele de transmitere a riscurilor, așa numitele OTR-uri sau OIR-uri, ne vor ajuta ca administrație publică să suportăm o parte din tarif în anul următor. Adică ce colectăm anul ăsta, banii pe care îi colectăm de la OIR-uri, îi punem într-un cont distinct, la sfârșitul anului acei bani îi folosim pentru a diminua tariful pentru colectarea deșeurilor reciclabile. Astfel putem ține un tarif cumva mai jos sau măcar să-l stăpânim să nu crească foarte mult. Pentru că am ajuns în zona tarifelor, trebuie să vă spun că cea mai mare creștere a tarifelor a fost generată până la urmă de lipsa colectării selective a deșeurilor. La un an de la începerea operării a trebuit să reziliem contractul cu operatorul Centrului Integrat de Management al Deșeurilor Ciocănești pentru că
nu am dat cantitatea de deșeuri pe care trebuia să o dăm. Și nu aveau ce să valorifice, nu puteam respecta contractul. Și a trebuit să facem un nou contract. Nu a fost o majorare mare, dar de la 85 de lei pe tonă am mers la aproape 115 lei. Apoi au venit acele taxe, cum au fost inițial denumite, apoi denumirea oficială în legislație a fost de contribuție pe economie circulară, impuse statul român, care au fost impuse ca o sancțiune de către Comisia Europeană că nu ne-am îndeplinit țintele ca țară pentru selectarea deșeurilor și în continuare aruncăm foarte multe deșeuri care ar putea fi valorificate. Taxa aceea a fost de 30 de lei pe tonă la depozitare în anul 2019, începând cu 1 ianuarie, iar începând cu 1 ianuarie 2020 s-au mai adăugat încă 50 de lei. Deci în tariful acela de 200 de lei, 206 lei plus TVA la depozitare, aproape 100 de lei o reprezintă doar aceste taxe, pentru că nu ne facem noi treaba. Noi, când spun noi, mă refer la noi ca cetățeni, operatori și administrație publică, pentru că nu e suficient ca unul dintre cei trei să-și dorească, trebuie toți să-și dorească și să-și facă corect, să-și îndeplinească atribuțiile corect. Cetățenii să separe deșeurile, să le arunce separat și înțeleg, ca să fac o paranteză, înțeleg că nu vor să arunce separat. Și eu am observat că vin deseori operatorii și îl colectează în aceeași mașină. Și este frustrant să știu că fac efortul în casă să separ cel puțin în două fracții, reciclabil și menajer, dacă nu mai multe, și sunt multe cunoștințe. Am văzut mulți cetățeni care separă și merg chiar cu 3 sau 4 pungi la zona de colectare. E frustrant atunci când operatorul îl ia în aceeași mașină și știm că se duce la groapa de gunoi și facem eforturile în zadar. Dar trebuie să continuăm. Punem constant presiunea aceasta pe operator. El suportă o penalizare pentru fiecare tonă de deșeu pe care nu o duce și ar fi trebuit să o ia, plătește el depozitarea. Pe care o duce neconformă și o duce amestecată, plătește el depozitarea. În loc de 30 de lei, 39 de lei, plătește 200 de lei. Pentru primul an de operare le-am trimis acum puțin timp o somație de plată pentru penalități în valoare de 1 miliard de lei vechi pentru fiecare zonă în parte. Dar nu e suficient. Trebuie să facem eforturi cu toții, pentru că obiectivul nu este să nu facem să arătăm către celălalt că ar fi vina lui. Obiectivul este să facem cu toții. Noi trebuie să facem o campanie de informare corectă alături de operatori și de administrația publică locală. Administrația publică locală trebuie să întrețină și să modernizeze infrastructura de preluare a deșeurilor, atât cât își permit din bugetul local, cât nu își permit vom face aceste investiții cu sprijinul fondurilor europene, iar operatorul trebuie să-și facă corect. Ați adus în discuție o campanie de informare corectă. Da. Voiam să discutăm un pic. Dumneavoastră considerați că până în momentul de față s-a făcut o campanie de informare a cetățeanului? Considerați că cetățeanul, călărășeanul, știe foarte clar că dacă nu va face această colectare selectivă, va suporta un tarif majorat la gunoi? Credeți că oamenii, dacă ar avea această informație, nu s-ar mobiliza? În primul rând, ar trebui să ne pese mai mult nu de creșterea tarifului sau diminuarea lui, ci de cât protejăm mediul. Pentru că trăim în mediul ăsta și un mediu afectat de deșeu ne afectează direct calitatea vieții, nu numai în privința sănătății, cât și în privința bunăstării psihice și emoționale. Atunci nu ne place când mergem la un picnic sau mergem în natură să ne plimbăm, să vedem deșeuri aruncate la întâmplare în toate zonele verzi ale orașului. În schimb, efortul acesta a fost făcut odată în timpul implementării proiectului. Din punctul meu de vedere, a fost făcut mult prea devreme. Nu mă pot pronunța dacă a fost corectă campania de informatizare sau prin metodele cele mai bune pentru a ajunge la receptorul final, adică la cetățean, dar a fost făcută mult prea devreme. Dacă a fost făcută în anul 2013 și noi am început operarea în 2017, cu siguranță am uitat cu toții ce ni s-a spus atunci. Pentru asta e nevoie de o campanie continuă. Ea nu trebuie făcută doar o dată. Din păcate, deși am prevăzut în bugetul pe anul trecut și în bugetul pe anul acesta sumele pentru o campanie pe care nu vrem să o facem doar de față, nu vrem să facem o campanie de informare
doar cu flyere și cu bilețele și să facem mai multă mizerie, să le lipim pe uși sau pe stâlpi și să nu le citească nimeni. Vrem să o facem corect, din poartă în poartă, în adunări publice, să stăm de vorbă cu cetățenii. Dar asta nu a fost posibil anul trecut și anul acesta datorită pandemiei. Nu am putut să domnim un contract cu o firmă de specialitate care să o facă eficient, alături de noi să ne sprijine și alături de operatori și de reprezentanții unităților administrative teritoriale, pentru că a venit această pandemie. Așteptăm cu toții să treacă și să facem o campanie corectă, așa cum trebuie făcut, astfel încât la sfârșitul acesteia fiecare cetățean să înțeleagă foarte clar ce reprezintă deșeul reciclabil, cum trebuie depozitat, pentru că nu e suficient să-l luăm și să-l aruncăm într-un coș. Este ideal o sticlă de plastic să o scoatem dopu, să vărsăm conținutul, să o rulăm, să-i punem dopu la loc ca să ocupe mai puțin spațiu și să nu cântărească mult, să nu aibă și alte deșeuri în ea. Borcanele, dacă au de sticlă, dacă au capac, trebuie înlăturat capacul pentru că este un alt material, nu este tot de sticlă. Și așa mai departe. Toate astea trebuie făcute corect. Evident, lăsate și broșuri sau altfel de materiale care să le împrospăteze memoria cetățenilor, dar trebuie discutată în primul rând. Ați spus că că datele sunt publicate la zi pe site-ul asociației. Din acest motiv am să revin cu întrebarea mea și aș vrea să vă rog să-mi spuneți procentul de colectare în momentul de față la nivel de județ și la cât trebuie să ajungem conform targetului din contract sau cum îl numiți dumneavoastră. Obligațiile date de legislația în vigoare, atât de directivele europene, cât și de planul de gestiune a deșeurilor, planul național de gestiune a deșeurilor și planul județean de gestiune a deșeurilor și legislația specifică care a stat la baza întocmirii acestora, ne impun anumite ținte de deviere de la depozitare, precum și de reciclare, de valorificare a deșeurilor. Pentru anul în curs avem o țintă de valorificare de 60% din cantitatea de deșeuri reciclabile obținută în urma unei determinări de compoziția deșeurilor. Pe fiecare zonă de operare am făcut o analiză a compoziției deșeurilor ca să știm clar cât deșeu avem și de ce fel de tip de deșeu este, pentru că deșeurile sunt amestecate. În analiza compoziției au rezultat cifre sau pondere aproximativ egale la nivelul județului pe cele 4 zone și am observat că sunt sensibil egale la nivel național, deci compoziția deșeului nu e mult diferită în toată țara. E extrem de important că în această compoziție peste 50% este deșeu biodegradabil, deci o pondere care reprezintă mai mult de jumătate în Călăraș este de între 51 și 55% deșeu biodegradabil. Asta înseamnă deșeu verde, resturi de la fructe, legume, de mâncare, care ar trebui să meargă separat, pe un circuit separat, ele putându-se valorifica ușor. Din ele putem face un compost care poate fi folosit mai departe în agricultură sau ca îngrășământ. Merg separat în acest moment? În acest moment nu merg separat. Anul acesta a fost modificată legislația, am trimis și o solicitare în acest sens operatorilor să vedem cum putem face, pentru că obligația în momentul de față este să se colecteze separat, cel puțin așa s-a modificat legea, să introducem această colectare separată pentru biodegradabil în zonele urbane, deci în municipii și orașe. Eu îmi doresc să facem asta și în zonele rurale. În zonele rurale, prin proiect am dotat fiecare gospodărie cu un compostor individual pentru deșeurile verzi și biodegradabile. Nu sunt eficiente. Dacă erau eficiente, nu exista această cantitate în compoziția deșeurilor. Deci am fi avut un deșeu în care nu am fi avut peste jumătate deșeu biodegradabil. În condițiile în care nu sunt eficiente și lumea nu le folosește, din vari motive, în scopul în care au fost create, ar trebui să-l colectăm separat, pentru că nu am mai depozitat acel deșeu în celula de depozitare, nu am mai plătit atât de scump. Ar fi, într-adevăr, alte costuri pentru tratarea lui, pentru a-l transforma în compost, dar cu siguranță prețul nu va crește mai mult decât este acum. Și dacă rămânem în același tarif, dar reușim să-l valorificăm, să nu-l depozităm, este un rezultat bun pentru protejarea mediului.
Dincolo de acest procent, avem un procent de până la 20% de deșeuri reciclabile. Deci în momentul de față procentul de colectare la nivelul județului este 20% sau este mai mic? Nu, este mai mic. Deci ținta pe care o avem este de 60% din cei 20%. Uh-huh. Ca să iau un exemplu la întâmplare, dintr-o unitate administrativ-teritorială, avem o medie pe municipiul Călăraș, pentru că ne aflăm în municipiul Călăraș, o medie lunară de 1660 de tone lunar. Din astea, doar 20% reprezintă deșeu reciclabil. Și ținta noastră este din acei 20% să reciclăm 60%. Și cât deci se colectează real? Real, din 1600 de tone am colectat reciclabil, deci la 1700 de tone rotund, să spunem, colectăm 15 tone. 5%? Extrem de puțin, da. În jur de 5% este o medie și a noastră a județului și o medie la nivel național, o medie reală, este în jur de 5%. Din păcate, extrem de puțin. Și considerați că acest procent va crește odată cu reciclarea biodegradabilului? Cu siguranță va crește. Cu siguranță va crește și în urma unei campanii adecvate de informare a cetățenilor și sunt mai multe elemente. Dacă reușim să colectăm separat biodegradabilul, va crește acest procent, cu siguranță. Dar va trebui să fim foarte serioși, pentru că dacă l-amestecăm și acolo, nu facem decât să ne păcălim singuri. Exact, dacă asta spune operatorul. Ne va crește tariful, pentru că operatorul va fi nevoie să-l ia să plătească un preț mai mare. Și el, noi vom face o modificare în contract, conform cărei vom spune că în loc de 1000 de tone de deșeu menajer, îi dăm doar 500 de tone. 500 de tone vor fi biodegradabil. Dacă noi nu îl punem biodegradabil, va fi extrem de complicat de menținut tariful, va crește tariful. Deci trebuie să fim corecți. Dacă ne facem treaba corect și cetățenii și administrația publică, atunci tariful se va diminua și vom obține acele ținte de reciclare pe care trebuie să le atingem. Dacă nu le atingem, tariful nu poate decât să crească. Ați spus că în zona de case, gospodăriile au fost dotate cu un compostor mai devreme. Da. Ce se întâmplă în zona blocurilor? Unde putem recicla? În zona blocurilor vom pune noi containere pentru deșeuri. Din discuțiile pe care le-am avut până acum, vor fi de culoare maro, în care oamenii vor colecta biodegradabil separat. Încă suntem în analize de preț cu operatorii, cât ne-ar costa acest element, în plus ca să doteze toate bubelele cu aceste containere, toate bubelele, toate platformele cu containerele maro. Știți că înainte exista o problemă, vorbesc din punctul cetățeanului de vedere. Dacă ți făceai curat în curte, dacă toaletai un copac și duceai acele crești la tomberon, atunci de la poliția locală sau din partea operatorului erai apostrofat că nu ai voie să le arunci acolo. Corect. Bun, dar eu sunt din zona de blocuri și atunci unde să le arunc dacă nu am o pubelă specială pentru biodegradabil? Asta ar rezolva într-un fel... Corect. Această nemulțumire dincolo a cetățeanului. De asta, probabil că ar trebui și să separăm puțin lucrurile, pentru că este într-adevăr de sarcina dumneavoastră ca cetățean să plătiți, să aruncați într-o bubelă unde se percepe tarif ca să aruncați acolo aceste deșeuri, pentru că vorbim de curățenia în jurul blocului, dar acela nu este domeniul privat, acela este domeniul public. Zonele verzi dintre blocuri sunt domeniul public, deci probabil că ar trebui să găsim acolo o măsură cu primăria, astfel încât ca acel deșeu să fie colectat de serviciul primăriei, în Călăraș operează Braicata, care să colecteze acel deșeu ca fiind deșeu verde biodegradabil și să-l ducă la valorificare în aceeași condiții. Dar pentru ăla n-ar trebui să plătească cetățenii. Cetățenii trebuie să plătească pentru ce produc în gospodăria proprie. Dar, de exemplu, mă gândesc că în Călăraș avem așa un fel de struțocomilă, să o numesc așa, zona de aneleuri. Da. Unde zona de aneleuri nu avem acei saci pentru selectare, pentru colectare selectivă, trebuie să ducem gunoiul la pubelă ca cei de la blocuri. E, aici, în zona asta, chiar trebuie să-ți faci curățenie în jurul casei. Corect. Și atunci, ducând biodegradabilul la tomberon ca cei de la blocuri, ai o problemă. Și atunci mă gândesc, dacă în zona asta, chiar dacă nu sunt foarte multe căsuțe, anele, nu putem într-un fel sau altul, și pentru a majora acel procent de colectare, să le dăm saci,
să facem și noi colectarea selectivă și atunci operatorul nu mai poate să-mi spună. Eu mă chinui acasă, într-adevăr, cum a spus și dumneavoastră, să colectez selectiv gunoiul menajer. Îl duc la gunoi și, sincer, uneori văd în pubelă gunoi aruncat peste reciclabil. Operatorul vine, spune, păi a fost contaminat și atunci îl amestecăm și nu am rezolvat nicio problemă. În condițiile în care nu este foarte contaminat și un cetățean aruncat din întâmplare ridică separat acele containere, dar în condițiile în care este aproximativ și de multe ori, dacă ne uităm în pubelele acelea de reciclabil, arată la fel ca celelalte de menajer, adică nu e nicio diferență, la fel de amestecate sunt deșeurile peste tot. Nu au cum să ridice separat, pentru că nu îl pot valorifica, nu îl pot introduce în stația de sortare, acolo va fi refuzat pentru că este contaminat. Ăsta e motivul pentru care ridică amestecat. Nu ne convine și, într-adevăr, este frustrant atunci când îl colectăm separat. Pe zona de anilor putem face o modificare oricând. E foarte bine că mi-ați atras atenția. Voi discuta cu operatorul să găsim soluția cea mai bună împreună cu primăria. Ori vor fi dotate cu saci. Casele, cu saci, cum s-au dat pe zona de case. Acest efort, știți, a fost unul al operatorului. Da, dar nu mă gândesc că nu este o zonă saci. Foarte, foarte mare. Doar vreau să subliniez asta, pentru că mereu i-am apostrofat pe operatori, însă a fost un efort al lor în dorința de a colecta mai mult reciclabil la case sau date acei saci. Însă, din păcate, ca cetățeni nu am fost suficient de implicați. Astfel, la un număr de peste 30.000 de saci, dați gratuit, lăsați în poarta în fiecare gospodării pe o perioadă de o lună, s-au întors înapoi cu deșeuri reciclabile pe care l-a ridicat operatorul, 4.000. Dar oamenii au fost informați pentru ce să folosească acel sac? Cu siguranță, de fiecare dată s-au dat saci, au fost și niște flyere la un moment dat, ce se pune în acei saci, ca să știe să nu pună și menajer sau altceva, să fie doar reciclabil. Pentru că ideea era că vom colecta din poartă în poartă la zona de case, din pubelele pe care le au cetățenii, doar cu deșeul menajer sau un amestec și separat din saci, doar reciclabil, astfel încât să fie trecerile și separate în alte zile, în zile diferite, cu mașini diferite, ca să se vadă, să se colecteze curat. Dar atunci când se dau 35.000 de saci și luăm înapoi doar 4.000, este o problemă. Și este o pierdere, până la urmă, pe acei saci. Aia costă. Nu e cazul pentru că nu s-ar putea face la ANL-uri. Cu siguranță acolo primăria a gândit acest sistem, fiind în domeniul public, până la urmă, al administrației publice locale, acele spații verzi, și au gândit ei că este mai dificil de întreținut. Putem găsi ori soluția aceasta cu saci, cu mele, ori să rămână în continuare privite ca o zonă de blocuri, dar atunci, la fel, pentru deșeul verde, trebuie găsit o soluție astfel încât să-l iau unul dintre operatori. Indiferent că este Rebu sau Braicata, dar cineva să ridice din saci verzi sau de altă culoare. Pentru a crește procentul totuși de gunoi selectat, v-ați gândit să organizați campanii de colectare? De exemplu, o dată pe săptămână. Săptămâna aceasta, municipiul Călăraș, și colectăm hârtie. Săptămâna viitoare metal, săptămâna viitoare sticlă și tot așa. De foarte multe ori, inclusiv primăria municipiului Călăraș, dar și celelalte unități administrative teritoriale, ne-au anunțat că organizează diferite campanii sau evenimente unde se vor colecta deșeuri separate. Astfel, am venit în sprijinul lor de fiecare dată cu operatorul și am colectat acele deșeuri. S-au făcut și concursuri între copii, s-au făcut proiecte școlare, s-au făcut evenimente, da, în funcție de dorința și de implicarea fiecărui primar sau fiecare administrație publice locale. Suntem alături de fiecare și vom depune efortul atât cât se cuvine de fiecare dată. Din informațiile dumneavoastră de la Garda de Mediu, bănuiesc că țineți o legătură, au existat localități sancționate pentru depozitarea neconformă? Nu știu să fi fost sancționați. Știu că au avut unele probleme. Au existat mereu, pentru că vă spuneam mai devreme că e dificil să trecem de la un sistem practic inexistent la un sistem modern de management al deșeurilor. Există încă cetățeni care îl aruncă pentru că așa au fost obișnuiți la marginea satului. Până la cetățean mă refer la societăți și nu
cu foarte mult timp în urmă am primit de la pompieri comunicatele de presă cu incendiile de la Ulmeni. Acolo sunt munți de gunoaie. Da. Din păcate, nu, acolo nu este implicarea Ulmenilor. Deci n-ar putea fi sancționați ei. Nu este vina Ulmenilor. Este o societate privată. Sau a municipiului Olteința. Uh-huh. Încă nu știu, am înțeles la cei de Ulmeni că ar fi pe teritoriul administrativ al municipiului Olteința, nu, de fapt nu al comunei Ulmeni, dar este imediată apropierea comunei Ulmeni, indiferent pe ce teren. Este în județul Călăraș. Acolo sunt două societăți comerciale care au fost autorizate de Agenția pentru Protecția Mediului Călăraș, au fost autorizate să desfășoare o anumită activitate, una de selectarea deșeurilor și cealaltă de compostare. Deci, teoretic, una se ocupă de deșeuri reciclabile și cealaltă de deșeuri biodegradabile. Nu a fost împuternicită garda de mediu de la Călăraș. Am aflat și eu din presă și de la asociațiile de mediu de problema de acolo și am căutat să mă informez. Nu avem în prerogativele legale competența de a face un control sau de a interveni acolo, pentru că e vorba de o societate comercială. Pe noi ne privește doar deșeul care intră în infrastructura noastră. Nici măcar cel care nu intră în infrastructură nu ne privește. Încercăm să ne facem treaba corect și curat în curtea noastră. Dar n-am putut să rămânem indiferenți ca cetățeni, în primul rând, când am aflat că acolo se aduc deșeuri foarte multe din București. Sunt cel puțin două sectoare din București care au depozitat deșeuri în cantități imense în zona Ulmeni, prin aceste două societăți comerciale. Situația de la Ulmeni este singulară la nivelul județului nostru? Nu cunosc să mai fi întâmplat în altă parte în județul nostru decât izolat, care nu reprezintă un pericol, genul care a spus că cineva cu o căruță se duce și își vase la marginea satului deșeul din construcții sau de ce a făcut curat în bătătură. Nu e ceva... Cazurile astea sunt peste tot, nu doar la nivelul nostru, și la nivelul țării, dar nu cu aceeași frecvență și în țările occidentale, în care lumea mai aruncă la marginea localității. Dar nu e ceva de această amploare. Acolo sunt câteva zeci de mii sau sute mii de tone, adică e extrem de mult deșeu. Am văzut imagine la televizor și imagine transmise de activiștii de mediu. Sunt cantități considerabile de deșeu. În vara acestui an au existat perioade scurte, într-adevăr, în care gunoiul nu a fost ridicat. Ce s-a întâmplat? La un moment dat era o discuție, cel puțin și la Consiliul Județean, s-a discutat despre rezilierea contractului cu Rebu. Mai este în discuție această posibilitate? Vedeți, contractul acesta a fost câștigat de Rebu pe două zone din județul Călăraș, zona 1, Lehliu, Gară și Fundulea, cu satele și comunele de jur împrejur, zona 3, Călăraș, municipiul Călăraș și comunele de la DN21 spre est până spre Fetești. Atunci când au licitat, au venit cu un anumit cost. Costul a fost modificat punctual, doar atunci când am solicitat noi o colectare nu de la punct fix în zona de case și în zona rurală și să colectăm din poartă în poartă și am modificat prețul pentru că erau alte costuri ale operatorului să facă un efort în plus. Și apoi, de câte ori au venit o creștere a salariului minim pe economie care era impusă de lege sau contribuția pentru economie circulară de asemenea impusă de lege. Nu a fost din dorința noastră sau operatorului, nu era un avantaj pentru operator. I-au spus că nu mai pot presta serviciul, costurile crescând, e foarte greu să găsească forță de muncă, șoferii sunt foarte prost plătiți și pleacă atunci când îi crește salariul minim pe economie al operatorului care strânge cu noi și ajunge să aibă cât șoferul, îi pleacă șoferul și sunt mai multe probleme punctuale. Pentru asta au spus că nu pot rezista la acest tarif dacă nu majorăm tariful. Le-am solicitat de fiecare dată o analiză foarte concludentă și un memoriu tehnico-economic, astfel încât să înțelegem care sunt elementele care se pot modifica conform legii și conform contractului pe care îl avem, pentru că nu e un contract între două părți civile, e un contract între o autoritate, un reprezentant al autorității publice, așa cum suntem noi asociația, și un operator. Câștigat într-o licitație publică nu poate fi modificat
după simpla noastră dorință. Trebuie să avem niște elemente și să respectăm contractul. În lipsa acestor elemente, am refuzat, așa cum era firesc, să dăm un aviz ca asociație, un aviz favorabil. Nu noi vom modifica tariful, ci tariful va fi aprobat de fiecare unitate administrativă teritorială în parte. Dacă primarii și reprezentanții comunelor sau ai orașelor din consiliile locale nu vor să aprobe tariful, nu îl putem aproba noi ca asociație. Noi le putem doar, și este obligația noastră, să informăm dacă este corect fundamentat în baza prevederilor contractuale, nu că nu o pot face și ei, dar e mai bine să ne uităm toți pe ele și să le verificăm. În lipsa unor elemente care nu ne-au fost comunicate și nu am putut să analizăm compoziția tarifului, să vedem din cum s-a fundamentat, nu s-a aprobat această creștere. Discuția a început la sfârșitul anului trecut și încă nu s-a finalizat. Atunci când nu s-a colectat deșeul în acel weekend, faptul au fost două zile de necolectare, a fost un element punctual și sper să fi rămas așa, operatorul să fi înțeles că este extrem de important să-l colectăm așa cum am convenit cu primăria Călăraș. Pentru asta a fost încheiat și primul act adițional la contractul dintre operator și noi pentru zona 3, respectiv municipiul Călăraș, pentru a colecta 6 zile pe săptămână deșeurile. Încălcarea contractului atrage repercusiuni foarte grave și le-am adresat atenția că în următoarea încălcare poate duce la rezilierea contractului. Mai ales într-o perioadă caldă, într-o perioadă de vară, putem accepta și se întâmplă și e firesc să nu se ridice astăzi o stradă, să nu se colecteze sau un cartier, că se defectează o mașină. Sunt situații care pot să apară oriunde și întâmplarea oricărui contract și se ridică mâine, nu e niciun fel de problemă, dar când se ridică în tot municipiul o zi în care ar trebui să se ridice, aceea este o problemă mare, mai ales vara, când creează un disconfort crescut cetățenilor. Pe ce perioadă a fost încheiat contractul cu pe o perioadă de 8 ani, cu începerea operării la 1 octombrie 2017. Deci, teoretic, suntem aproape de jumătatea contractului. Și ultima majorare de tarif, ultima modificare a tarifului, când a fost făcută? 1 ianuarie 2020, cu cei 50 de lei care au fost transpuși, practic, din... atunci a fost crescut tariful la CMI, de la depozitare, cu cei 50 de lei pe tonă, contribuția pentru economie circulară. Crescând tariful la depozitare, asta s-a rostogolit și în operare, pentru că ei plătesc mai mult. Au trebuit să majoreze și tariful ca să își acopere costurile de depozitare. A fost un element acesta și al doilea, creșterea salariului minim pe economie în România. Dar există posibilitatea, dacă nu vom crește acest procent de colectare selectivă, da, să... tariful să crească. Exact, să suferim o nouă majorare. Cu siguranță, pentru că noi trebuie să ne atingem anumite ținte. Atunci când nu ne atingem țintele, vom plăti cu toții. Pe de-o parte, primăria, pentru că nu își îndeplinește ținta de deviere și de diminuarea cantităților pe care le generează locuitorii din unitatea administrativ-teritorială. Pe de altă parte, operatorii, că nu își ating țintele și nu le pot atinge, n-au cum să le atingă dacă noi le dăm deșeul care trebuie. Practic, toate se vor vedea și în tariful nostru, pentru că ei când nu vor putea atinge țintele și nu pot și vor colecta deșeu care nu-i conform, pe lângă penalizările pe care le plătesc ei, vor avea influențe și asupra tarifului. Sau pur și simplu nu vor mai putea opera, vom închide acest contract, vom face o nouă procedură de licitație, dar nu ne imaginăm că va veni cineva care pe aceleași probleme va opera cu un tarif mai mic. Va lua în calcul elementele concrete la zi, cantitățile care sunt foarte mici de reciclabil, foarte mari de deșeu menajer și va veni cu un preț pe măsură. În condițiile astea nu vom câștiga ca cetățeni. În încheiere aș vrea ca totuși să subliniem că în momentul de față pericolul rezilierii nu mai există. Nu ar trebui să ne impacienteze. Nu este o problemă mare. Rezilierea în sine ar însemna o penalizare pentru o activitate, o obligație contractuală care nu s-a îndeplinit. Îi putem rezilia contractul dacă nu își îndeplinește obligație contractuală. Cum și operatorul poate cere o reziliere dacă noi nu plătim prețul
pentru salubritate, pentru, sau nu ne îndeplinim noi obligațiile, dar încetarea în sine a acestui contract nu ar trebui să ne îngrijoreze atât de tare. Cu siguranță ne dorim să ducem acest contract la bun sfârșit. Nu există probleme de neînțelegere sau probleme de natură personală sau altfel între vreo primărie și operator sau problemele și discuțiile sunt punctuale, păi problemele existente în localități când nu se operează corect sau nu se colectează toată cantitatea deșeu sau se colectează și așa cum ridică mulți cetățeni, problema se amestecă toate deșeurile într-o singură mașină. Deci există probleme și avem discuții foarte multe, avem foarte multe sesizări și neconformități pe care le facem. Facem control de fiecare dată, agenții din cadrul asociației urmăresc mașinile, văd cum se colectează, unde se depozitează deșeul, cât fac sau nu fac curat pe platformele de colectare, le trimitem somații de fiecare dată, dar problema nu e în sine că încetăm contractul sau nu. Dacă îl vom înceta, vom solicita o constatare a unui stec de urgență, îl vom acorda altui operator, vom scoate din nou la licitație acest serviciu și îi vom încredința unui nou operator în alte condiții sau în aceeași condiții, vom opera oricum. Important este să avem serviciul operabil. Pe cetățeanul îl interesează dacă de la reziliere până la decretarea stării de urgență sau până ce alt operator va prelua acest serviciu, va exista o perioadă în care gunoiul nu va fi ridicat. La asta mă refer când spun îngrijorare. Cu siguranță nu se va întâmpla acest lucru. Dacă, presupunând prin absurd că la un moment dat se poate ajunge la solicitarea operatorului sau la solicitarea noastră sau din vina unuia sau a celuilalt sau a ambelor părți, la încetarea contractului sau la reziliere, pe o perioadă de 90 de zile, operatorul este obligat să presteze serviciul în aceleași condiții în care a fost contractat. Deci 90 de zile trebuie să îndeplinească obligațiile contractuale în continuare, termen în care noi vom desfășura o procedură, eventual vom demara o procedură de licitație publică, dar aceea durează foarte mult ca să se atribuie. Poate să dureze și un an de zile. Și atunci vom constata și regimul de urgență, starea de urgență, cu sprijinul instituției prefectului și vom atribui, printr-o procedură necompetitivă, pe o perioadă delimitată în timp scurtă până la atribuirea contractului prin procedură competitivă, unui operator, oricare operator licențiat de pe piață care poate presta serviciu. Indiferent care va fi situația și indiferent de cursul acestei proceduri, cetățenii trebuie să înțeleagă un singur lucru și anume că este neapărat nevoie, atât pentru protecția mediului, cât și pentru a împiedica o nouă majorare de tarif, să colecteze gunoiul selectiv. Corect. Trebuie să fim uniți în aceste eforturi. Am făcut multe eforturi împreună până acum și mulțumesc pe această cale cetățenilor care au fost extrem de răbdători. Știu că au fost foarte multe probleme în serviciul acesta de gestiune a deșeurilor și o să mai fie. Dar trebuie să avem răbdare, să facem eforturi comune ca să ajungem la un rezultat comun. Rezultatul este curățenia pe care trebuie să o protejăm. Mediul trebuie să-l protejăm și trebuie să ne ținem departe de problemele care le-ați văzut că apar în alte localități din țară. E extrem de dificil de gestionat o situație cum a fost și mai este încă în sectorul 1. Situație care creează mult disconfort, precum și probleme de sănătate cetățenilor.